Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft Vanilla, doar că un Vanilla mai special. Bă, așa cum am primit o provocare pe un live acum, nu știu, poate vreo 2-3 săptămâni, doar că joacă hardcore. Bine, putem da vină și pe Peter că el a propus chestia asta, dar lăsați așa. Dăm frumos pe single player ca să nu mai lungim povestea. Dăm aici hardcore. Pac, băgăm un seed. Am căutat trepte un seed, primul care l-am văzut, pe ăla l-am luat. Bine, mă rog, vorba vine, erau mai multe, doar că ăsta mi s-a părut destul de interesat. Hai să vedem ce... Să vedeți și voi aici, mare spawn de... De village? Vreau spawn de spawn, da. Unde era? Uite, aici avem și oițe pentru pătuți. Avem ghitate. Ma, sper că jocul să nu zaldă extrem de tare. O luăm repede, o luăm așa ușurel și astea, vedem cât putem supraviețui. După ce, nu știu, de exemplu, dacă murim, să sperăm că vă supraviețui măcar, cel puțin 20 de episoade pe mapa asta. Simplu, fac altă mapă și tot așa, adică nu o să opresc seria asta neapărat, doar dacă vreți voi. Dacă doriți altfel de serie, facem altfel de serie, adică nu este nicio supărare. Oricum, principalul scop va fi să văd unde-i pun pe nebunii ăștia. Că, din câte am observat, sunt cam victime, săracii, adică nu... Hai să facem repede un târnă-chiop. Bă, când are biserica geamuri, lol? Uitare. Bă, și avem și villagerul. Bă, dar totuși, înainte de începe episodul, nu uitați să apăsați și voi butonul de like, de share, să apăsați pe clopoțel ca să fiți notificați cu fiecare episod pe care îl postez sau face live sau orice. Nu contează. Bă, mâncare avem. Adică sunt extrem de multe haybeluri aparent. Bă, stai, haybelul nu strică? Lol. Sau are bug? Că nu strică pot. Uite, dirt-ul strică gen gresul. O fi bug, probabil, cine știe. Bă, e bine că totuși avem mâncare. Adică avem destul de mâncare. Pac. Pac. Și pac. Ăla-i. Bun, mâncare avem. Căluți avem. Ce ne mai trebuie? Să facem rapid piatră, să facem rost de piatră alea și să capturăm villagerii undeva. Să-i capturăm pe toți undeva. Bă, și pare rău dacă o să mai tușesc în unele momente, dar care mi-a trecut răceala asta nesuferită, care cred că mă ține de o săptămână, de când am zis eu că-mi iau concediul ăla. Bine, treaba e că ar fost frumos dacă anunțam și pe YouTube, doar că am anunțat, majoritatea, cred eu, sunt despre Discord și am anunțat doar acolo. Pare rău dacă sunt persoane care nu sunt pe Discord, dar... Da... Pur și simplu, era aproape imposibil de filmat, pur și simplu tușeam în continuare. Acum... Nici acum nu pot zic că sunt foarte bine, dar... asta e, bă, nu puteam să dai, stau 2 săptămâni să fac 2 live-uri într-o săptămână, adică pe bune, ar fi iurea. Așa că, na, le treci pe un pic postat, frumos. Oricum, episodul ăsta cred că apare luni, cel mai probabil. Deci, da, adică, na, prospăturile astea așa mai noi trebuie să fie aduse primele, știți? Bă, avem pisici. Bă, avem pisici în sate. Acum am o să aminte. Mamă, trebuie să facem rost de pești. Eu vreau pisic. Eu vreau pisicuri. Mă, nu știu, avem la alegere. Ori sat în taiga, ori în Red Forest. Slash play, de asta. Și sau câmpie. Red Forest, adică Dark Forest ăsta. Sau cred că e Red Forest. Bă, nici măcar nu știu cum îi zice. Eu i-am zis, dar nu știu. Hai, e Dark Forest. E, pare rău. Dark Forest, ori... Asta. Trebuie că nu am căutat pe mapa cealaltă care mi-a făcut semio. Să văd în ce parte ar fi turnul ăla de pillageri, sau cum le zice la pe aia, la dubioșii aia. Dar să sperăm că nu e de aproape sau se ne atace ăștia așa din start. Să sperăm. Uite, bă, avem poată aici. A, bă, e bine, mă. Uite, putem să ne facem, uite aici, frumos, spargem. Pac, spargem, uite aici, facem repede. Ne punem aici un pătuț, un chest și aia e. Ia, pac. Merge doar de un...
Bine, hai că facem doar un chest atunci. Uite așa. Facem frumos un furnal care îl punem peste. Bețe, bețe. Hai să mai facem niște de astea. Ternocop, sabie. Opa. Un toporaș. Și lopată. Bă, hai să facem și lopată, că trebuie să mă pun să sap groapele astea. Pac. Uite așa. Perfect. Dar acum întrebarea mea și mai bună e, bă, cum o să-i fac eu pe ăștia să vină să în groapa aia? Care, un cap pe care vom săpa? Asta e întrebarea mea și mai bună. Că aș vrea dacă s-ar putea să iau pe toți și să-i duc, nu știu, să-i duc aici undeva, știți? Ce vreau să zic? Ce, uite, pe ăștia, mă, pe unde sunt? Mamă, e și aici în pădure. Oh, ok, deci e mai mult decât am crezut. Oricum, scop principal ar fi să construim, să le construim la aceștia niște ziduri care să înconjoare satul și să protejeze, să-i protejeze, practic, adică și noi să supraviețim asupra raidurilor date de pillageri. Acum să sperăm că nu o să fie prea curând aceste raiduri, adică ar fi destul de enervant, dar na, acum eu știu, o să văd eu cum fac. Dar că mai e o chestie, aș putea să sap eu... Bine, asta o să fac acum. Mă pun rapid, sap aici undeva unde se închidem pe toți gușterii ăștia și revin. Atașe, bun. Bă, hai că am prins pe ăștia. Bă, am găsit mai 3 villageri. Oare tăți erau tot satul? Nu știu. Oare mai fi pe undeva ascuns și abana, mă, din aur m-am trezit practic și eu și, bă, nu știu ce să zic. Parcă erau 4. Da, dacă mai e încă unul, poate găsim. Dacă nu, asta e. Acum am pus să spar chestiile astea. O să am nevoie de trapdoor să văd cum mă stup la ăștia acolo. Opa. Și cred că să-mi trebuiască mie niște glass ceva, apar n-am. Să le pun niște glass deasupra, poate. Și hai că luăm și noi de aici, asta e, nu contează. Bă, dar voi vedeți că ăsta glass-ul este crescut pe iarbă, practic. Pe sand. Ha, mă rog, bug. Mă, e strâng și până la urmă, nu poate să le aibă cu toate, știi? Bă, ne trebuie 9 bucăți, așa că nu mă pot să iau mai multe, că nu am de ce. Așa, nu știu, mă uitam pe ceau, poate aveam niște... Uite, pisul. De pește, să fac rost de niște pește. Stai. Mă, până să prăjește glesul, hai să mergem să săpăm... în jur la ăștia, practic. Nu știu așa. Practic să mai săpăm, uite așa. Să mai săpăm încă un rând din ăsta, de fapt două rânduri, ca să îi facem pe fraieri când vin să pice aici, să putem să batem mai rapid. Pentru că ei or să fie oricum atrași de villagerii ăștia, practic. Și dacă eu sap în jur, ăștia or să pice aici. Doar că s-ar putea să trebuie să sap două blocuri. Gen, să mai sap încă unul așa. Dar nu e problemă, că oricum se face rapid. Facem barer la village ăsta, că nu avem... cum îi spune la blacksmith. Nu avem blacksmith-ul, dar asta e, nu contează. Ne descurcăm și fără. Oh, și-am rămas fără locat, fac. Rapid. Uite așa. Faza e că am zis că până se face ăla, dar eu am uitat că nu am căul, de fapt. Ia, furăm două bucăți de aici, nu se supără villagerii, presupun. Facem, uite, așa. Pac. Facem repede rost de un căul. Facem rost repede două bucăți și asta e. Haide, bă. Uite așa, bă. Iată. Perfect, opa, stai că n-am făcut lopata. Hai, mă. Bun.
Vreau asta așa. Și vreau o lopată. Mă, și să nu uit că totuși sunt pe hardcore, adică trebuie să fiu mult mai atent ca de obicei. Chiar dacă sunt eu suficient de atent în jocul ăsta, cei drept pe hardcore n-am avut niciodată o mapă, adică nici să mă joc eu așa sau cu prieteni sau de-astea. Adică asta putem spune că e chiar prima oară când am hardcore, să zicem așa, când mă joc hardcore. Că cel ne-am jucat atunci pe live nu pot să zic că a fost. Adică acolo n-am avut niciun scop, pur și simplu acolo ne plimbam. Opa. Mă, sper să miște ok, să se vadă bine. Nu știu cât de bine lucrează snapshot-ul ăsta, adică... Așa. Bine, oricum. Adică o să avem gard, orice aici vreau să pun... Asta. Un fence gate și uite aici. Punem asta, perfect. Nu poți să te dai, mă, știu un pic. Așa, perfect. Bun. Păi, de fapt, cred că nu trebuia să fac chestia asta, gen de două. Pentru că ăștia, oricum, trebuie să-i fac să fie cumva atras să vină în coace. Gen să pice... Cum a reușit un invers? Mă rog. Nu știu. Să sperăm că merge și așa. Să sperăm. Dar acum... acum că stau să mă gândesc, parcă mi-e așa, sunt dubiu dacă o să funcționeze sau nu. Ai, mamă. Bă, că nu aș pa să simte. Vreau și o torță. Lasă, oricum, erau, sunt doi stâlpi pe aici și nu... Am decis să-i las pe amândoi. Uite așa, perfect. Nu știu, o să mă uit mai încolo pe net, probabil. Să văd dacă am făcut chestia aia bine. Că știu că trebuie să fac pe aia să fie atrași acolo, ca să pot să-i bat după. Dacă eu nu-i văd, de exemplu, să vină să fie atrași de villager și să încerc să-i omoare. Și ei pic acolo jos. Dar nu știu, nu sunt sigur, acum că stați pe gândiți mai bine, nu sunt sigur dacă am făcut cum trebuie chestia aia. Dacă trebuia numai un bloc sau ambele blocuri, cum am făcut eu acum. O 4 de astea sunt de jos. Ia. Yeah. Da, perfect. Și de ce am Steam-ul deschis? Nu știu. Dați 2 secunde. Așa, perfect. Uite, aș putea totuși, de exemplu, uite, să mai pun și aici un trap. Un fence gate. Doar că nu, să pot să intru de pe mai multe părți, dacă e să intru. Hai să luăm glesul ăla, le punem și glesul deasupra și să îi asigurăm pe gușterii ăștia. Ai, mamă. Opa, nu. O pată. Dirt. O, uite așa. Long less frumos, punem deasupra lor și acum suntem 100% siguri. Bine, este așa. Să fiu și mai sigur de ta. Bine. Aș pune aici, parcă îmi vine să pun aici altceva, dar... Ne, hai, lasă așa. Hai, dacă vreau să ajung la ei vreodată... Nu, uite și noi să vedem ce trade-uri au. Da, hai, lasă-i. Lasă-i în pace. Hai să fac și eu un screenshot pentru thumbnail. Ia, pac, opa. Uite așa. S-a făcut, mă? Da. Ok, bun. Hai să mergem și noi un pic în mină. Să... Pot niște coal de preferat. Yeah.
Mamă, tot ce sper să nu dau de aia, cum le zice, de... Scheleți. A, uite că, perfect. Păi nu m-aș avânta prea tare că... Bă, creeperii, hai că mai merg, că creeperii, ăștia fac bun dacă e. Dar dacă eu dau de un schelet, am capelit-o. Adică pe mine aproape mă moară, ea pe survival și cred că ăștia pe hardcore sunt mai buni. Au ținta mai bună decât aia pe survival, presupun. Bă, eu zic hai să mi-l am, dar torțe nu prea. A, de fapt, bai, așa, perfect. Băi, e un pic clar, nu știu. Păi Angel. Ok. Uite, păi Angel, nu? Uite așa. Bă. Mai sigur, așa. Interesant. Cu gravelul ăsta care pică în peșteră, adică, sincer, nu am văzut vreodată așa ceva, chestia asta cu gravelul ăsta. Uite, și să vedeți și voi ceva. Bă, nu știu cât timp filmez, ce-i drept. Adică... Sus. Nu. Las. Stați voi când vinți acolo. Nu ne încurcăm în halul ăsta așa de la început. Deci ar fi fost ceva să murind în prima, deci... O, uite și aici niște iron. Trebuie să facem neapărat armor, deci asta e prima chestie care trebuie să facem. Băi, bine că ia pe asta și ăștia nu prea pot, nu cred că pot să treacă. Acum nu știu. Dar nu cred că ne ajunge doar un full ce am eu acum la mine, ia? Din ironul ăsta. Este așa. Nu mai știu câte trebuiau. 20. Cred că 23. Băi, ești nebun, l-a dus capul să iau o roată pe acolo. Băi, ești nebun. Bă, ce scu zombi ăștia, mă? Fa. Bun. Uite iron, perfect. Ia că iau repede aeronul ăsta și mergem acasă să ne facem armură, că nu... Parcă n-am curat să cobor în mine fără armură. 25, hai să fac, să iau 30 de bucăți, să fiu eu sigur. Bine, sau... Iron, hello? Am, bune. Nu ne-a bitut, nu mai iron pe aici. Ah, bă, uite. Hello. 27, 28, 29 și 30. Oh, 31 chiar. Ăla-i. Hai acasă. Hai rapid acasă. Au. Pe ăsta nu l-aș fi văzut. Bine, hai, las că l-am pus acum, nu contează. Uite și... Mamă, până în genul să facem rost de diamante, cred că o să dureze ceva. Dar cine știe, poate găsim diamante foarte rapid. Nimeni nu știe acest lucru. Uite, hai că mai luăm și... Cold aici, să fiu sigur că am la mine nebică. Acasă nu cred că am lăsat vreun piche. Mă, ce ciudat e să vorbești mai mult pe... Nu știu, să respiri, să și vorbești, dar să și respiri în același timp pe gură. E foarte, foarte iurea. Da, ce să faci? Asta e. Mă, adaptez și eu. Pentru voi trebuie să încerc să fac chestiile astea. Chiar îmi pare rău că n-am postat toată săptămâna, dar v-am spus. V-am spus și motivul pentru care nu am filmat.
Mai e mă afară. Nu mai e. Și și noapte și avem zombie afară, e? Da. Aoleu. Mă, e foarte iurea la ăsta. Bă, ăsta mi-a rup. Oh, fuck. No, 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 no. Lasă. Bă, eu am uitat că mai aveți și Iron Golem ăla care seara cu... Dacă pică în groapa aia, cam ăla e. Ce iurea. Bă, de-aia asta e iurea rău de toți chiliții ăștia. Uitați-vă, voi, își bat... Efectiv, își bat joc de el. Hai, mori odată. Câtă viață o mai avea ăsta? Și pe ăsta cum dracu mi-a scut eu afară de aici? Hai mă, ieși. Așa. Da, dar de fapt știu mă cum o să fac chestia asta. Mă întreb de ori și pe partea asta. Și ăștia când or să vin, or să pice aici. Hai bă, că sunt geniu. Da mă, uite așa facem. Mă, cam atât cu acest episod. O să mă pun eu off camera să pun trapdoor-urile așa arată pe interior, mă rog, pe exterior, de fapt. La chestia asta. Sper că v-a plăcut acest episod. Sper că o să vă placă noua serie. Până data viitoare, nu uitați să apăsați butonul de like, de share și de subscribe. Eu am fost Dark și v-am salutat. Ciao, ciao. Pa, pa.